ard vagoane de tren în Gara de Nord. În continuare iese fum. Pompierii nu au reușit să stingă acest foc. Este în studio alături de noi colegul nostru Ștefan Edveș, realizatorul emisiunii Drumurile Noastre. Ștefan, bună ziua, mulțumesc mult. Dați-mi voie să-l salut și să-i mulțumesc și domnului Cosmin Dorobanțu, reprezentant al sindicatelor din penitenciare. Bine ați venit, domnule Dorobanțu, mulțumesc pentru prezență, pentru că vom vorbi și despre aceste agitații sindicale din această perioadă, cine vă manipulează, ce partide controlează aceste proteste, pentru că asta spune guvernul, că sunteți manipulați de partide. Incendiu în Gara de Nord, așadar, de la ce a pornit totul, Ștefan? Chiar a fost transmis în urmă cu câteva minute un mesaj ro-alert către populație. Vorbim de acele vagoane aflate între Gara de Nord și Podul Grand. Practic este o remiză, un depou CFR călători cu vagoane abandonate. Fiecare șofer care trece pe Podul Basarab sau pe Podul Grand vede acele vagoane care sunt trase acolo de 15-20 de ani. Din păcate, CFR călători nu este în stare să mute acele vagoane, să le caseze, să le repare sau să le taie la fir vechi. Incendiul se manifestă în continuare din ceea ce știm noi. Cel mai probabil acolo, știi foarte bine, se adăpostesc oamenii străzii, le putem spune așa, în aceste vagoane stau, da? De cele mai multe ori aceste incendii au fost cauzate în urma adăpostirii oamenilor străzii, fiind și ger afară, probabil că în cursul nopții oamenii străzii. Ale cui sunt aceste vagoane totuși? Ale CFR călători. Deci sunt vagoane oficiale ale companiei CFR călători. Da, ale CFR călători, știm în acest moment, știm că nu sunt victime. Trenurile, lumea trebuie să știe, trenurile circulă normal în acest moment pe calea ferată, adică trenurile intră în Gara de Nord și pleacă din Gara de Nord. Da, încercăm să urmărim în continuare ce se va întâmpla acolo.